Am revenit în direct, dragii mei, la această masă rotundă. Discutăm pe teme economice în principal, dar nu numai. Ce am ajuns la discuții despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani în România, în zona privatizării. Domnule Nicolae Alexandriu, ne spuneați? Da, vă spuneam că au fost foarte multe discuții pe privatizarea Petrom datora faptului că în pachetul de privatizare au fost incluse și dreptul Petromului de a exploata rezervele noastre. Să știți că în ultima perioadă Petromul exploatează din ce în ce mai puțin din rezervele dățiței autohtone. Folosește foarte mult din import și cred că acest lucru s-a cam terminat și n-am văzut pe nimeni să spună, doamne, ce bine că Petromul nu mai exploatează din intern. Bineînțeles că și acolo avem niște pierderi pe linia asta, pentru că erau locuri de muncă acolo, erau, dar și-au schimbat strategia. Poate că pentru ei e mai scump, da, să, nu știu ca și elemente, n-am cerut explicații, dar am văzut că n-a mai zis nimeni, uite, dom'le, că s-a oprit, nu ne mai iau petrolul și ne-l termină pe tot și... Petrol, cred că e în... Scuzați-mă, da. Cred că petrol la ora actuală, ca ofertă mondială, este foarte mult. Da? Că altfel nu am avea niște prețuri din ce în ce mai scăzute. S-au descoperit în zone noi și, după cum vedeți, și aproape de România, în Marea Neagră, există premisele descoperirii unor nori câmpuri atât de petrol cât și de gaz. Nu știți ce este ridicol? Că, de exemplu, eu care am lucrat în domeniu, vine, nu știu, acum vreo 2-3 ani și nu știu ce, și spune, domnule, s-au descoperit gaze în Marea Neagră. Gaze în Marea Neagră noi știm din 78, că există cantități extraordinar de mare. Dar n-aveam tehnologie să le scoatem corect, de acolo. Corect. Așa este și cu petrolul. Sondele noastre treceau cam 20% din rezerva de petrol care este. Asta era tehnologia. Eu nu sunt tehnolog de meserie, dar lucrând în domeniu am aflat și eu de la oamenii care se pricep și care sunt profesioniști. Niște tehnologii avansate poate să mai tragă. Sau, de exemplu, noi mergeam până la 3.000-3.500 adâncime, și americanii merg acum la 10.000. Adică dacă ne-am duce undeva cu tehnologiile, dacă ar veni oameni care să aibă tehnologii avansate, noi mai am avea niște rezerve de petrol substanțiale pentru țară. V-aș vrea să vă rețineți ideea. Avem un telefon pe fir, un telespectator, și ne propunem să susținem și dialogul ăsta. Vă rugăm regia să preluăm telefonul. Bună seara! Sunteți în direct. Alo? Da, poftiți, sunteți în direct. Cu cine vorbim? Vă rugăm. Domnul Andrei. Vreau să vă întreb și eu. Deci eu am în jur la 45 de ani. Eu m-am mâncat din energiile din cauza la domnul care zice cu Petrom. A lucrat și eu în uzina aia 1 mai. În uzina 1 mai, da. Care a zis că e privatizare. Aș vrea să vă întreb și eu pe domnul. Unde sunt strungurile, de la Uzina 1 Mai? Unde sunt turnatoria? Unde este culăria? Unde este, deci, se făceau cele mai mari sonde care se făceau în port, sau ziceau sonde de depurat și în dară? Vreau să-l întreb și eu pe domnul. Că noi ne-am mâncat, deci eu ne-am mâncat tinerețea, deci eu și soția ne-am mâncat tinerețele de străinătate ca să putem să facem ceva în țară. Deci, dânsul nu trebuie să vorbească niciodată de privatizare în România. Pentru că cineva dacă vine în țară la România, deci cum vine americanii, să o cumpere și la România. Da? Tot românii, tot românii au cumpărat. Tot românii au cumpărat uzina 1 mai. Vă mulțumim, ne-ați lansat un subiect extrem de interesant și vom încerca să dăm niște răspunsuri. Nu putem să întrebăm niciun domn unde sunt strungurile, pentru că dacă dânsii... Să trebuie să dăm răspunsurile adevărate. Corect. Pe care le eu chiar am trecut un pic prin uzina 1 mai. Și eu. Imediat după ce nu am intrat la facultate, am fost angajat la secția de utilaj complex, înainte de a pleca în armată. Da, pot să vă fac o confidență? Și eu am lucrat timp de 3 ani tot la secția de utilaj complex. Eu am lucrat foarte puțin. Undeva prin 94, între 94 și 97. Două, după care am mers la secția. Că știți cum s-a vândut uzina 1 mai. Nu, 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 încă nu se vindea, pe vremea aia doar se fura. Tatăl meu lucra în uzină, dar în foarte mult.
Și am venit acasă, făceam schimb 1 și 2. Și l-am întrebat într-o zi. Spune-mi și mie, când se muncește la schimbul ăsta 2? Că pornim mașinile, le ungem un pic, le nu știu ce, și până la 7, jumate, 8, așa, am văzut pe unii oameni după lângă mine, după acolo, că scot niște preșuri, le așterg pe grătare, pun niște cartoane înainte și să culcă până pe la 10 și jumate, așa, după care, opa, trezire, hai să plecăm. Vă dați seama ce era la schimbul 3, dacă l-a... L-am întrebat pe tatăl meu de asemenea atunci ce e cu acele instalații care erau în standul de probe, numeroase ca număr, cu ani de fabricație foarte vechi, un an, doi în urmă, și pe care era trasă așa o linie galbenă pe plăcuța de descriere a instalației. Am zis, bă, sunt refuzate. Deci și societatea aia comunistă începuse să aibă niște probleme, domne. Apropo de ce vorbeam în pauză, că ne dădeam mâncarea, electricitatea, textile în general și produsele astea din mica industrie, da. Știți că cele mai bune plecau în export. Da. De ce? Ca să echilibrăm ceea ce vorbeam noi azi, când am început să vorbim despre buget, PIB-ul național, exporturile, bineînțeles că fără exporturi, PIB-ul nu le echilibrezi, să fie foarte clar. Nu exporți, nu poți să echilibrezi un PIB național numai prin consumul intern. N-are cum, nicio economie nu funcționează așa în lumea asta. Și noi am plecat în această dezbatere dacă au fost bune sau nu privatizările. Bune au fost, că ele până la urmă stabile, erau necesare și erau necesare. Cel mai prost administrator. Problema e la acest moment că în marea industrie, macroindustria românească, avem într-adevăr niște rămâneri mari în urmă. Dar nu țin numai de nu avem investitori, nu avem patroni buni, nu avem inteligență, nu mai avem într-adevăr cercetare. Țin și de ce nu mai avem restul. Infrastructură și ne căcăim pe ea de 25 de ani. Vreți să vorbim de autostrada aia care... Da. Nu, știți ce se întâmplă? Sunt programați câțiva kilometri deci, anul viitor. Și noi am lucrat în întreprinderi mari și eram foarte mândri că am lucrat în întreprinderile respective, așa cum e și domnul Mândru că a lucrat la Uzina Onumai. Pentru că era într-adevăr... Nu știu dacă nu mi-am plăcut. Eu am urgit imediat. Pentru că într-adevăr, întreprinderile astea mari aveau renume, aveau blazon și ne dădea nouă mândrie națională. Nenorocirea este că toate guvernele care au fost și toți politicienii care au fost n-au reușit să convingă marele mase de oameni, populația, că de fapt industria noastră, așa mare cum era și cum ne gândeam, era o industrie falimentară. Aici este problema grea și ne o suportăm greu. De ce era industrie falimentară? Pentru că tehnologiile rămăseseră în urmă. De ce combinatul de la Galați partea, nu e falimentar? Stați că văd imediat. De ce Dacia nu e falimentar? Combinatul de la Galați și cu rafineria de la Brazi, de exemplu, două investiții majore care s-au făcut în anii, care s-au făcut în anii 60, au făcut în perioada în care noi aveam o deschidere către Europa, și le-am făcut cu importuri străine. De exemplu, la Brazi, cracarea catalitică, cea mai modernă instalație dintr-o rafinerie care produce benzina, a fost adusă din Statele Unite pe import complex. Ce înseamnă asta? Și șuruburile, și șaibele erau aduse de acolo. Mai mult decât atât, datorită relațiilor bune în perioada din 60-65, la Galați, de exemplu, primul laminator a fost de francez făcut. La fel, nu știu. Pe urmă, a venit o perioadă neagră în care noi n-am mai avut trecere, schimburi comerciale cu Europa și cu restul lumii civilizate, lumii avansate cu tehnologii și atunci am încercat să asimilăm. De exemplu, o instalație care o luasem de la nemți, am făcut-o încă două instalații identice cu forțe proprii, cu proiectanții noștri, cu utilajele noștri, utilajele mai complexe care nu se produceau în țară, le-am adus și noi din import. Dar n-a ieșit ca aia prima. Aia mergea cu randamente mari, astea la alte care le-am făcut. Vrei să faci o mașină nemțească? Astea care le-am făcut, România, n-aveau același randament, n-aveau aceeași calitate.
Deci noi, din cauza faptului că ne-am rupt de lume, toată mândria asta națională a noastră... Să generalizăm chestiunea asta, pentru că, de exemplu, Petromidia a fost cumpărată pe... Cu câți bani s-a cumpărat și cu câți bani s-a vândut după privatizare? Sunt lucruri deosebite, domnul. Sunt lucruri deosebite. Câți bani deci, a luat investitorul? Sunt lucruri deosebite. Într-adevăr că au fost niște hoți, niște nenorociți, care au vândut media pe nimica. Asta vorbesc eu de competență. Și altceva să credeți că media era o rafinărie performantă. Media nu era o rafinărie performantă. Cea mai performantă, cea mai performantă rafinărie din România era rafinăria Brazi, care era integrată, era făcută, de fapt, așa ca și concepție, toată economia românească era pentru că era proprietate socialistă și era o economie integrată. De asta în momentul în care, de exemplu, a căzut combinatul de la Pitești, Vâlcea s-a terminat cu ea. Oricât ar vrea ei să o facă acum, că zice că mai face, nu poate, domne. Demise pentru Dan că, Diaconescu, cu pentru că de bani Vâlcea era legată de piroliza de la Pitești. Deci când a fost concept național, când am zis, domne, facem piroliza de la Pitești, noi aveam o piroliză de 40 de tone pe lună la Brazi. Nimica, toată era de 2 milioane. Când am făcut-o pe asta, a făcut-o... Deci concepții au fost spre deosebire, dar acum când nu există strategii de dezvoltare, atunci erau niște strategii de dezvoltare, erau niște concepții. Când spunea, domne, facem rafinărie aici, facem combinat siderurgic la Călăraș. Când am făcut combinat siderurgic la Călăraș, știam că avem nevoie de șină, pentru vagoane, pentru astea. Și nu a fost o investiție ca concepție proastă. A dar fost prost realizată. Eu, da, te rog, Mihai. Nu vreau să întreb pe... Și aici este problema, că din cauza faptului că n-am mai avut schimburi cu lumea, cu tehnologii avansate, noi pe cercetare nu prea dădeam doi bani nici acum, după Revoluție. Nu vedeți acum să pune problema? Dom'le, o țară nu poate să trăiască fără cercetare. De ce până în 89 se făceau astfel de strategii și astfel de gândiri și acum nu se mai fac? Cine are interesul? Am să vă răspund. Diferența între socialism, dacă nu înțelegeți, și democrație, trebuie să citiți. Socialismul înseamnă că eu, statul conducător, fac tot. Nu vine nimeni să-mi spună mie, dom'le, mie dăm terenul, dăm energie electrică, fă-mi drumul și eu îmi fac ce afacere vreau. În capitalism, în democrație, statul este implicat foarte puțin în ceea ce privește ce facem aici. El trebuie să asigure condițiile ca cei care vor să vină să păi facă și de ce nu le asigură, domnule? Într-adevăr, există economii, stați un pic, vreau să termin, că am văzut, noastră vreți să faceți un melanj între societatea comunistă și capitalismul ăsta de care vă ocupați acum. Nu prea merge, să știți, dar încercați în continuare. Deci hai să vă explic un lucru. Da, am văzut, știu. Toți facem un melanj. Ne vorbim capitalism, dar clasa politică e total ruptă de realitate în ceea ce înseamnă. În statele cu economie puternică, consolidată, ternică, nu ca României, pot să faci și strategii. Poate să intervină statul să facă și strategii. Dar în state cu economie ca noastră, da, o economie într-un proces din ăsta de a scăpa, de a reuși să facă saltul, nu-ți permiți așa ușor să faci strategii. Uite, l-aș întreba pe dumneavoastră, ce strategie ați avea pentru Olchim? Imediat vă spun. Că Dan Diaconescu... Chiar vă rog să mă scuzați că intervin așa de des, însă n-aș vrea să particip la o dezbatere de asta, fără să punctez niște lucruri de esență, ca lumea să înțeleagă despre ce vorbim. Dom'le, în România, statul s-a implicat foarte mult, dar s-a implicat în mod negativ. Dacă îmi dați voie să vă completez. Nu, început ce înseamnă? Că... Spunea domnul Alexandri că într-o economie capitalismă statul nu trebuie să implice. Păi da. Dar faceți, domnule, autostrăzi, faceți infrastructură, să vezi oameni. Vreau să punctez mult treaba asta. Asta se încearcă. Deci statul, în loc să fie un supraveghetor al pieții, s-a implicat, el a rămas un jucător economic. Vorbiți despre perioada după 89? După 89, ca să ne fie clar. Bun. El în continuare joacă pe asta. Și nu merge.
Pentru că statul, de aici se face furturile mari, de aici politicienii se îmbogățesc pe înțe-noapte. Pentru că dacă ar lăsa economia de piață să dezvolte... Cum se implică și și-ar lua... Prin legi, înțeleg. Nu, domnul, prin faptul că țin încă structuri care să aparțină de stat. Haideți să fim serioși. Țin companii de stat, păi de astea peste le țin tot ca să le căpușeze... Așa, păi spuneți bine față, nu mai... Da. E, ce se întâmplă? Dar statul, dacă este un stat puternic și noi trebuie să ne dorim un stat puternic, un stat poate să facă niște strategii, să supravegheze piața. Adică statul nu trebuie să fie jucător în piață. Aici trebuie să înțeleagă toată lumea. Așa, Sandru ne spune că statul nu mai... Așa, avem și o întrebare. Asta am spus. Avem nevoie de un stat puternic. Una de strategie ar fi să facem niște autostrăzi. Avem nevoie de instituții puternice. Avem nevoie de instituții care să fie respectate. Pentru că la noi, acum să știți că chiar este un moment de răscrucere în viața României. Care este momentul de răscrucere? Noi care simțim... partea asta privată de întreprinzători, de mici întreprinzători sau mai mari sau mai nu știu ce, tot timpul ne-am plâns la toate întâlnirile cu politicienii, le-am spus, domnule, vă rugăm frumos, lăsați instituțiile să funcționeze. Eu la Comisia de Dialog Social la Prefectură, în fiecare de asta când discutam, domnule, lăsați instituțiile să funcționeze. Pentru că niciun partid n-a vrut să lase instituțiile să funcționeze. Din cauza evenimentelor care s-au produs în ultimul timp, se pare, așa cel puțin sperăm noi, că partidele au înțeles că trebuie ca instituțiile să fie lăsate să funcționeze. Haideți, Numai știți ce se întâmplă? Instituțiile noastre acum, din cauza influenței politicului în funcționarea lor, sunt foarte slabe. Noi avem nevoie de instituții puternice, de instituții din profesioniști formate. De așa natură încât când vine cel de la ANAF sau cel de la pompier sau cel de la IDM și îmi face un control în întreprindere, eu trebuie să-l respect pe inspectorul ăla. Adică el trebuie să fie un profesionist. Eu să nu mă gândesc că e un șmecher că a venit să facă nu știu ce un lucru sau că l-a trimis partidul să-mi închide mie firma, să-i deschidă. Oricum vă veți gândi și deci, dacă vine fără nicio problemă. Dacă instituția e puternică, funcționarii sunt profesioniști, ei își câștigă dreptul ăsta. Dați-mi și mie voie. Dar asta nu se poate câștiga decât cu muncă de prevenție. În toate instituțiile zice că are muncă de prevenție și muncă de control. Ei vin numai cu munca de control. Aia de prevenție nu o fac. Am ajuns la instituții de control. Nu numai asta, asta se reduce. Și acum trebuie să insistăm pe treaba asta. Eu înțeleg următorul lucru. Vă rog frumos. Instituții puternice, de fapt, nu înseamnă instituția ce e, o clădire. Oamenii. Fără presiune. Corect ce spune domnul. Deci oamenii puși așa cum trebuie și fără presiunile alea politice, nu? Haideți să o spunem direct, că instituțiile puternice nu e unul cu mușchi sau cu sangvinic și face ce vrea. Eu vă dau politicul dirigează tot, nu asta spunem. Ca să vă edific treaba asta, aș vrea, că la noi instituțiile n-au funcționat. Aș vrea să vă întreb un lucru. Săgețile se îndreaptă spre politic și pe bună dreptate. V-aș întreba și pe tine, Mihai, domnul Ionescu, domnul Georgescu, Dacian Cioloș este un politician? După părerea mea, da. Este, domnule Ionescu? Nu. Da, da. Bun. Dacă guvernul Dacian Cioloș nu va putea să facă mai mult decât, sau va putea să facă la fel cât au făcut și guvernele anterioare, asta ce înseamnă? Că și în cazul în care dumneavoastră a spus, domnule Ionescu, că nu este, că și un guvern nepolitic sau de profesioniști are aceeași soartă cu unul politic, atunci ce să mai credem? Noi, în primul rând, ca întreprinzători mici și mijlocii, suntem nemulțumiți de guvernul ăsta. De ce suntem nemulțumiți de guvernul ăsta? Pentru că este singurul guvern, de când au apărut guvernele astea, care în strategia, în planul lui de guvernare, n-a amintit nimic despre ce vrea să facă în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.
Îi alții n-au făcut, dar cel puțin avea o teorie. Când, de exemplu, în anul 1999... Și nu-i mai cinstit Cioloș? Nu-i mai cinstit? În 1999 ne-am întâlnit, că noi ne întâlnim înainte de alegeri cu toate partidele. Vă foarte pe scurt, că ne presează pauza. Și ne-am întâlnit cu PSD-ul, Toar și Iliescu, ne-a spus clar, domne, dacă ajungem noi la putere, vă facem Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Și a făcut. Dar Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Și care a venit Tăriceanu, l-a desfințat. Dar a rămas o direcție și a rămas întotdeauna o preocupare în toate ministerele, cel puțin vocal, pentru că acest sector de întreprinderi mici și mijlocii asigură o dinamică a dezvoltării. Asigură reducerea șomajului, asigură creșterea nivelului de trai. Sunt instituții flexibile. Întreprinderile mici și mijlocii nu sunt ca întreprinderile mari. Dacă intră un aliment, e dezastru. Deci a fost un lucru pozitiv acesta al înființării încă unei structuri, încă unui minister în câte aveam noi. Că din punctul nostru de vedere, da. Deci din punctul nostru de vedere, pentru că fiecare se află tarlaua, după noi ar trebui ca orice guvern să aibă o strategie sau o preocupare și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Corect. Haideți să luăm pauza publicitară. Iar ăsta n-are, deocamdată... Aș vrea să-i răspund un pic. Și eu vreau să-i pun întrebări acum către domnul Ionescu, să îndreaptă. Pauză publicitară, revenim în câteva minute.